Într-un material difuzat aseară la Capricile Iubirii, Paul era prins la mijloc într-un joc cu conotații și provocări din partea fetelor. Paul, eu am rochiță. Vas, care și Roxana, ia uite. Are și decolteu generos. Opa. Mergem la dans? Veniți să ia fă și tu una ca asta. Paul, fii atent. Poți să-i faci scurți? Mamă, ce nu nu-ți trebuie pantaloni scurți? Nu, că nu-ți bagă din tine, da. Poate cum face Adina cu picioare aici. Wow, Adina. Fii atent, Paul, că fac și eu. Dar mie se pare că ție îți cam scap așa ochii. Stânga, dreapta. Mi se pare, nu? După cele difuzate, Adina își menținea în continuare punctul de vedere. Îi fug ochii lui Paul sau nu? Da, îi fug ochii. Îi fug ochii lui Paul? Da. Am văzut cum se uita la picioarele mele, la picioarele Denisei. Adică un bărbat îndrăgostit nu vede decât fata de lângă el. Da. Dar nu m-a lăsat. Ieri mi-a arătat, făcea picior peste picior, adică doar m-am uitat. Nu... El e vinovat, săracul. Nu, Roxana este vinovată. Roxana este vinovată pentru că cele care au un prieten se cunosc, nu mai zic cuplu, nu și-a prietenii să-și bată joc de cel de lângă el. Dar vi se pare că și-a bătut joc de el? Roxana vrea prieten, nu vrea un cuplu. Sau nu vrea să-și găsească jumătate. Dar de ce sunteți cu sufletul așa? Mi se pare că își bat joc. N-ar fi acceptat niciun bărbat să... Și de ce a vorbit? De ce a vorbit Adina? Pentru că am vrut să-i arăt Roxanei că Paul nu e ce trebuie pentru ea. Da? Deci nu e. Dacă... Deci tu hotărăști, da? Nu, doar am vrut să-i demonstrez. Da? Roxana merită un bărbat adevărat. Dificilă situație. Așa că doamna Ecaterina și Roxana încercau să lămurească problema. Eu am vorbit chestiile astea cu Paul și ce vorbesc cu el, sper să ia atitudine. Dacă nu va lua atitudine, dar voi pune foarte punct. Rece? Eu? Eu foarte rece? Da. Și cum vrei să mă port? Nu știu. Nu acceptați mama alții în jurul vostru. Păi da, dar spuneți așa și copilului dumneavoastră. Nu acceptați. Duceți-vă și spuneți și noi. Și Paul, mama, nu-i bine, fii bărbat. De ce nu m-ai recunoscut acolo? Ce să-i spun? Ați făcut special treaba asta. Ce să recunosc? Pentru că oricum o să vadă imaginile. Cum mi-ai zis oricum mie? Oricum o să vadă imaginile că le-am făcut aici în pat și nu le-am făcut pe ascuns. Se vor vedea, totul e, sunt pe față, nu mint, nu sunt sinceră. Păi dacă știu și eu măcar despre ce e vorba. Și da, uite, Adina are dreptate. Nu, nu zic nu. Dar eu nu-i dau. Despre ea, dar ideea e, ia-și de cu părerea. Dar ideea e că eu nu ascult pe Adina. Și aia se supără și ea pe mine, că nu ascult pe ea. Și eu sunt stare să supăr oricine pe mine, pentru că ascult oricum de mine și mă interesează persoana mea și persoana de lângă mine. Atât. Dar mă supără treaba asta cu gașca asta care mă râd. Păi, da, dar nu pot să stau singură. Nu, eu nu spun. Nu stau singură. Nu spun aici singură. Eu nu am spus în casă. Eu n-am spus în casă să fii singură. Te rog să mă crezi. Da, da, indiferent care ar fi și dacă ar fi alte fete și alte fete mi-ar spune la fel. Credeți-mă. Deci până aici, pa, eu mă duc cu Paul. Deci credeți-mă. Și nu vreau să-l fac. Adică gen, tac din gură și le iau toate asupra mea ca să nu se facă mare tâmbăloc pe chestia asta. Că... Păi de ce crezi? Paul nu și le-a luat asupra lui de cine vine? Pe cât face nu și-a luat nimica, vă spun eu. Vă spun că nu și-a luat absolut nimica și cea care a fost luată de proastă și nu că luată de proastă. Lumea m-a văzut rău fix din motivul ăsta, că sunt prea... Nu zic nimic, tac din gură, să se dea, să se dea acolo, mine cât se poate. Vă spun eu că așa e. Și... Dar nu mă interesează, mă interesează că îl plac pe Paul și punct. Doamna Ecaterina își punea punctul de vedere și în fața doamnei Adriana, țintele clare fiind Denisa și Adina. Păi, s-au dus pe terasă cu Adina și cu Denisa și zice că s-au vorbit să se ducă Adina să facă cracii și cum avea rochița aia, ailalta în tot felul și Paul e de vină că s-a uitat. Că s-a uitat. Păi s-a uitat și el, doamne, că toată lumea se uită și nu, noi ne uităm. E de vină. E de vină? Da. Cum accepti?
Că ea nu poate să stea singură, vai de mine. Doamne, eu nu înțeleg cui dați vină, stați că nu înțeleg, vorbesc de cu... De data asta i-am dat Roxanei, dacă i-am dat lui Paul până acum că a dansat, că a făcut... Dar de ce? Că s-a uitat el? Eu care vreau cuplu și țin la cineva, mă duc cu trei ispite după mine să văd dacă se uită. Și hotărăște Adina dacă este sau nu este pentru Paul. Nu e bine. Păi, tu îl pui la încercare, eu nici nu m-aș mai uita, spun. Să-și bată, e bătaie de joc. Da, vedeți, mai fac și glume așa, știți, adică să mai facem, să mai facem câte de glume. Nu glume, dar păi, ia, glumele astea pot Roxana fi... le-a luat în serios, că s-a uitat, aia a ridicat piciorul de-al întâi, să uite. Păi, dacă știi câți prietenile ei și ele fac glume așa, nu ar trebui să se supere. Nu, că ea le-a pus să fac. Păi, doamne, nu mai înțeleg, dacă ea le-a pus să fac, ar trebui să se supere. A, că s-a uitat el, dar eu cred că orice bărbat, orice băiat, dacă vede o chestie, să uite. Acum doar n-a făcut nimic. Păi, că erau acolo, mă, toți trei. Și ea râdea și se uita. Simțiți că își bate joc de ea? Da, rău de tot. Bătaie de joc. Să vedem între timp ce se discuta și în bucătărie. E supărată, bunii? O fi! Dar, frate, sunt eu din fata, o fi. Că ce sunt vinovată? Adică ce sunt vinovată că v-am lăsat pe voi? Nu, e singurul că eu v-am pus. Da, eu v-am pus. Și care-i treaba? Dacă era bărbat, cum zice psihologul, trebuie să fie. Mă deranjează, nu astăzi la subiectul ăsta. Dar le-a plăcut să stea acolo. Paul întotdeauna e victima. Deci este nepotul ei și este normal să fie subiectivă. Și să... și eu atâta răbună nepotul lui Bunii, are nevoie de un bărbat adevărat. Dar cu ce am fost vinovat? Uite, lumea nu m-a ales poate din punctul ăsta. Că am fost prea proastă. Asta cred și eu, că te-a tras în jos. Păi asta zic. Tu, gândește-te, ai luptat singură, te-ai descurcat singură în București. Da, frate, și veni aici fetiță, și ca să... Ai nevoie de un bărbat, nu de un nepoțel, un băiețel. Care să-i după fiecare fusă, serios? Hai să pun și după fiecare bărbat, să vedem cum e atunci. Nu mă fi vinovată cu absolut nimic. Ești fată și eu țin cu femeile. Nu țin cu niște bărbați care nu fac nimic. Roxana, capul sus. Meriți un bărbat lângă tine. Păi, mai nervos, știi cum? Că aici am spune că nu că nu ești vinovată, că sunteți amândoi vinovați și acolo... Roxana e vinovată! Dar tu n-ai auzit la capricii mie? N-ai auzit la... Așa a zis. Da, mă, că ești vinovată. Mi se pare că Roxana este vinovată și că ia la mișto. Da. Și că în toate îți luăm la mișto. Te rog frumos. Tu nu fost. Mai dădeai și niște lacrimi de căpăt. Da, o situație dificilă. Ce zici, da, Paul? Păi, cred că a auzit Adina că am minim pe economie și e normal să nu am respectul ei. Este chiar normal, adică nu știu ce are cu mine. Am crezut că facem niște glume, îmi arăta picioarele, chiar mă uitam să văd dacă are păr, dar nu de altceva. Paul. Chiar nu mă uitam de altceva, dar... Stai puțin. Prea s-a dus departe. Stai un pic, oprește-te un pic. E o diferență între a face glume și a fi mitocan. Da. Serios. Păi, e o limită adevărat, peste care niciodată un bărbat nu trece. Da. Ești pe bune. Da, chiar în momentul în care eu, ca femeie, mă simt rar, dar... stânjenită de unde ajunge discuția, o să pun întotdeauna punct. Da. Explicați-mi și mie culisele acelei discuții de pe terasă. Voi v-ați vorbit? Da, noi ne-am plănuit înainte. Am vrut să-i demonstrez Roxanei că are nevoie de un bărbat, nu de un băiat de 30 de ani care se joacă FIFA. Dar de ce? Pornind de la acel dans pe care l-a făcut atunci cu Denisa? Da. Aha. Și tu și cu Denisa v-ați vorbit? Da, am crezut că nu va mai interacționa cu Denisa și am vrut să-i demonstrez că cu mine va interacționa. Ce, Denisa? De ce ai spus nu? Voiam să zic că eram toate și discuția era așa ca pe o glumă, zic că ha-ha-ha, Paul... Adică era și Roxana de față. Erai și tu de față? Da. Okay. Da, nu eram numai noi două, să nu se înțeleagă că... Da, păi de asta vă întreb, să nu se înțeleagă tocmai. Și dacă aș putea să-mi spun și eu punctul de vedere referitor la chestia asta, și eu am luat-o ca pe o glumă, nu... Cred că Paul a făcut nimic intenționat și nu-mi dau părerea dacă Paul este bun sau nu pentru Roxana, că nu este locul meu.
dar... Adina, pe de altă parte, mai tranșantă și-a dat cu părerea. Da, pentru că e vorba de sentimente aici, nu mai e vorba de glume și distracție. Corect. Și ție am văzut că îți place foarte mult de Viorel, nu te-ai pus în spatele tău, parcă e totul ca o joacă, nu știu ce, care-i scopul tău aici. Nu are sentiment pentru Viorel și nici Viorel nu are sentimente pentru mine. Da, ai pentru Giorgio și chiar nu înțeleg, totuși e... Acum... Dar eu nu înțeleg de unde știa Adina ce sentimente au ei. Că eu tot am fost la Capricii întrebată și am spus că nu știu ce să spun. Ei știu. Eu stau cu Roxana. Ce... Poate nu știu. Stau cu Roxana. Ei știu. A, și știa Adina. Da. Roxana, cred că ești mai în măsură să lămurești situația asta, pentru că, uite, doamna Ecaterina e foarte supărată. Am fost... Dar este supărată degeaba. Bombă. Oricum e supărată că susține nepotul, adică gen nu ar putea să fie altfel, pentru că fiecare mamă și da, fiecare... Întrebarea mea este, și tu ești nemulțumită de comportamentul lui Paul? Că de fapt aici e miezul problemei. Eu am vrut să văd dacă se mai uită, dacă mai are priviri, dacă mai... Care-i răspunsul? Dacă mai deschise și chestii de genul. Da, într-adevăr s-ar uita, dar am zis, băi, poate treci peste și asta e. La urmă, eu îl plac și am zis și mi-am asumat când am zis că îmi plac. Și după chestia asta... Tu ai trecut o dată peste dansul cu Denisa. A doua oară ați pus la cale un test să îl încercați, să vedeți dacă tot se uită. Dar acum, paranteză la povestea asta. Băieți, dacă ați fi fost într-o situație în care a fost Paul și ați fi fost în aceeași scenă, da? Și ați văzut mișcările fetelor. V-ați fi uitat, da sau nu? Normal. Toată lumea s-ar fi uitat. Și ne-am plumat. Până la urmă a fost ca cea lumea care a făcut-o ele și normal că se întâmplă asta. Și de Adina eu nu văd de ce nu îți cauți tu un partener să te orientezi către o relație și te bagi în relația altora. Ca să le... Pentru că n-am înțeles nicio treabă. Adina nu a venit ca și ispită, mă gândesc. A venit să-ți găsească jumătatea, nu? Atât de timp cineva eu nu știu, nu înțeleg de unde mă cunoaște asta din pe mine, de nu e bărbat, nu se puține cu prietena ei și atât tot, Facebook. Nu vrea să facă nimic. Ca mi-a deciziile, nu cu Roxana, serios. Cine ia deciziile? Adică, stai, cum ia deciziile? Păi, cred că eu am luat deciziile. Cred că tu nu știi. Eu n-am ținut cont, nu, eu n-am ținut cont nici măcar de părerile lor, ca să ne înțelegem. Eu încă vorbesc și eu încă am vorbit cu Paul și... Încă o țin da. Cu Paul. Da, da, pare că adică și tu ai niște nemulțumiri în legătură cu Paul. Să sărute, să altele, nu așa chiar să fie picior. Altfel. Adică gen am și vorbit zilele astea cu el adică și să fie el. Altfel. Deci practic tu vrei din prima săptămână să-l schimbi pe Paul. Atunci s-ar putea să nu-l placi pe Paul. Să tu să ai o proiecție în minte despre un bărbat și poate că îți place el fizic, dar comportamental s-ar putea să nu fie ce. Nu cred că Paul nu mă place pe mine atât cât zice el. Da. De ce? Pentru că nu arată. Nu mă place atât cât vorbește. El vorbește, dar nu mă place atât cât vorbește. Și sunt de părere și o să țin cu chestia asta până o să văd altceva. Dacă nu, o să rămână și o să asculte de bunica și o să stea așa și și alege pe altcineva. La urmă, suntem oameni maturi și facem ce vrem. Poate aleg pe Adina, nu știu, să mai mă gândesc. Alegi cu cine vrei, Paul, dacă tu asta îți dorești. Uite, astea sunt nemulțumirile Roxanei. Acum cum îi răspunzi dincolo de faptul că acum ai unui țap ispășitor pe Adina? Lasă-o pe Adina, aici e vorba doar de tine și de Roxana. Păi, i-am spus că îmi place foarte mult de ea, dar dacă am început cu dansul ăla, văd că chiar nu se mai termină. Adică, dar acum tot felul de teste, tot felul de... Adina mi se pare că vorbește foarte urât, nu i-am făcut absolut nimic. Că... Pe cine am jignit? Nu știu, am fost la blind date cu tine și deja mă cunoști după jumătate de oră, n-am nu? N-am fost la blind date, am fost la întâlnire face-to-face. Da, și pe vreo blind date. Hai, curgă lumea lui. Nu cred, că ai zis că mă place. Da, da, stai un pic. Uite, ia, stați un pic, că pierdem discuția. Ea e nemulțumită că tu nu-i arăți că o place. Da, am făcut prea multe glume și așa îmi stă mie în fire, dar... Nu cred că o să mai facă, văd că nu prea am cu cine. Și o să mă axez numai pe Roxana, o să nu mai să-ți fac atâtea glume, că văd că chiar nu... Păi știi care încerc dacă... să fie bine cu toată lumea, eu asta încerc. Dar lasă sincer, că trebuie să fie bine chiar acasă... cu toată lumea, că până la urmă nu pleci cu toată lumea acasă. Știu, dar eu acasă nu m-am certat cu absolut nimeni, adică... E acasă nu prea stai cu... Și 30 credeam... de inși. Da, dar nu mă cer, nu, de-aia spune și bunica că n-am școala vieții, pentru că știe că de multe ori mi-am luat țeapă și chiar dacă îmi greșește cineva, tot eu îmi cer scuze. Vezi că aici e cu încercări, chestii, capcane? Da, chiar nu
credeam că, adică eu mă văd pe mine. S-a părut ceva urât. Foarte urât. Așa. Eu încerc să fiu cum sunt eu. Chiar dacă Adina doamna Gabriela, cred că mi-a greșit, tot ce mi-aș cere scuze pentru, dar de fapt nu știu pentru ce, dar vreau să fie bine cu toată lumea, să fim. Așa sunt eu, adică chiar... Eu zic că acum ar trebui să te preocupi să fii bine cu Roxana și după aceea cu toată lumea. În primul rând să vedeți dacă vă potriviți, că ăsta... Păi eu și eu am spus, ei știu mai bine, dar nu așa. Dacă tot îți iei câte două, trei după tine și, și sus nu le tace gura. Paul, Paul, zilnic, eu le aud tot ce spun și ce vorbesc. Acum ce să facem? Chiar nu le tace gura. Nu putem în casa fetelor să le spun, să le facem regulă să meargă câte una pe scări. Dar eu cred că ar avea multe teste să facă ea. Ia pentru el și invers, ei doi. Să știi dacă poate vor. Poate din a pus ochii pe Paul. Figurant. Vrea să-l despartă. Sigur, asta era. Da, nu știu, vă rog să discutați acest subiect în pauză, că mi se pare foarte interesant. După pauză! Cu spunct, o luăm de la capăt. După pauză, păi, da, dacă lăsați ei o doi, poveste, ei doi, da. Și pentru Paul. Ei, da. Adică poate să pună și el. Pui să decide și pentru el, vă rog. Nu, eu am spus, eu... Să decide și pentru el. Eu m-am referit la mine, la discuții. Dar... Eu m-am referit la mine, la discuții. Oricum nu ai înțeles, probabil. Oricum punem. Și voi hotărâți. Da, acum, rog, să nu-i corect nici să te... Nu pustești pe doamna Ecaterina, că până la urmă... Eu nu mai am de spus nimic și nu mai vreau. Asupra lui Paul are influență foarte mare. Da, doamna Adriana, că vă simt așa... Îmi pare rău pentru doamna Ecaterina. Din ce am observat, este o doamnă super. Adică își susține nepotul. Au o relație faină, l-a crescut de la 3 ani, că mi-a povestit aseară și nu, eu nu am văzut până acum că a intervenit în, cu ceva rău împotriva lui. Acum, sincer să fiu, nici eu. Nu, pentru că altfel am fi dat în fiecare zi materiale, doamna Ecaterina Paul, da, doamna exact. Ecaterina Paul. Dar n-am vrut să mă bag. Am zis, ei hotărăsc. Roxana, eu nu știu ce ai văzut ei. Tu. Poate ai văzut ceva ce n-am văzut noi? Nu mi-a zis absolut nimic rău de nu, Roxana. N-am spart porțile adică... astea noaptea, mă duc să-i fac educație. Nu l-am așteptat, i-am lăsat pe ei doi, n-am vorbit nimic, dar mi s-a părut exagerat. Exagerat, deci de două săptămâni îți iei armată cu tine. Plânge. Da, și aseară a plâns. Eu asta am văzut și asta am înțeles. Da, acum știți cum e. Dar nu forțează nimeni pe nimeni. Așa este. Dacă doi oameni se plac, se plac și or să meargă împreună pe drumul. Eu i-am zis de la început, că am fost întrebată la cap. E frumoasă, e hărnicuță, e vrenicuță. Dacă ei se plac, eu nu am nimic de comentat. Și ei trebuia să-și vadă de treaba lor. Dacă nu comentezi, tu comentează Adina. Trebuie să comentezi. Păi cred că ce să atât faci? Timp cât doamna Ecaterina are dreptul să își exprime opinia și părerea, cred că și eu am același drept. De ce ești mama? Pentru... Nu, sunt atașată. Adina, tu acum ești bunica? Glumesc, nu. E un pic altfel relaționarea aici, știi? Adică asta, de asta, asta este rolul mamelor sau al însoțitoarelor sau bunica, fiecare. Cumva să observe și să spună când văd da, ceva și neregulă. Mie, dacă îmi pasă de o persoană, cum și eu vă ascult pe voi, cum și noi vă ascultăm pe voi și vă dăm credit și de asta încurajez discuția. Dar nici nu, pot, nici nu putem acum să-i spunem doamnei Ecaterina să-și vadă treburile ei, că asta e treaba ei, de asta a venit în emisiune, știi? Da, da, dar eu cred că mi-am văzut și o să-mi văd de treabă. Eu nu sunt un om care... Dar de două săptămâni văd cum toacă. Și dacă la un om e tot ce același lucru îi bagi, dar cel puțin aseară am zis, bagă-i cel puțin toacă într-una. Ce ai tocat acolo și peste tot, zi într-una, că nu și nu și nu și nu. Și asta cu epilatul, ce am spus, am spus și în filmuleț, de nu s-a văzut. Adică spuneam, o, v-ați epilat, o, v-ați... Adică tot în glumă, de-aia am spus și astăzi. Chiar dacă a părut așa. Mai te rog, hai să lăsăm așa, să trecem peste. Da, trebuie să lămuriți niște lucruri. În primul rând tu și cu Roxana, că da, simt aici o mulțime de nemulțumiri, mai ales din partea ei. Eu nu sunt împotriva Roxanei, nu știu de ce ea consideră că... Că mi-a și zis că dumneavoastră ați venit să-l susțineți pe Paul, în niciun caz pe mine. Nu. Deci fata care va fi cu Paul, o susțin din tot sufletul.